Bună, dragilor, bine ați venit pe canalul meu. Voi face etalare pentru următoarele zile, următoarea săptămână, pentru zodia Taur, luna sau ascendent în zodia Taur. Dar înainte de toate, vă recomand să luați doar acele mesaje cu care rezonați, pentru că este o etalare generală. Dacă nu v-ați inscris la canal, sfatul meu este să o faceți, pentru că noi în acest mod ne vom conecta energetic și vom primi răspunsuri din partea tarotului în etalările viitoare. Dacă doriți o etalare în privat, de desubtul acestui videoclip este adresa de mail unde puteți scrie și vă voi răspunde cu drag. Pentru zodia Taur, haideți să vedem ce va fi, ce va urma în următoarele zile, în următoarea săptămână. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu, Luminița Tarot, Zodia Taur. Voi extrage 7 carduri. Dragii mei prieteni, haideți să vedem. Văd că veți primi vești, da? Sunt vești, poate chiar ați primit deja, dar văd că vor veni acele vești pe care dumneavoastră le așteptați de ceva vreme. Acele noutăți, acele comunicări în ce privește o programare sau un interviu, un răspuns pe care îl așteptați. În ce privește anumite situații pe care dumneavoastră ați făcut deja pașii, așteptați și văd că veți primi. Și văd că ceva va începe să... Dacă ați trecut printr-un blocaj și totul a fost oprit sau blocat, văd că lucrurile se vor debloca. Și încet, încet va evolua situația în care vă aflați, da? În ceea ce trebuie să rezolvați. O femeie brunetă poate are un rol important cu ten măsliniu sau cu ochii închiși la culoare. Văd din partea acestui femei sau văd că această femeie veți interacționa, veți comunica, poate veți primi vești din partea acestei femei, da? Văd că va avea un rol important această femeie în viața noastră. E posibil să aveți anumite dubii sau poate dacă sunteți dumneavoastră aveți anumite dubii și ezitări pe plan emoțional și vă faceți tot felul de iluzii sau gânduri în ce privește o situație și sunteți așa în așteptare și suspirați când ceva întârzie să apară. Sau aveți dubii cu privire la această femeie. Și sau așteptați această femeie să revină în viața noastră, e ca și cum ceva nu este clar sau nu va oferi siguranța sau poate nu aveți încredere în cuvântul acestei femei sau nu va oferi siguranța că se va întâmpla o situație, că va da ok sau că va reveni în viața noastră, că veți reîntâlni. Sau aveți dubii și ezitări în ce privește această femeie pentru că ceva vă este neclar. Norocul. Văd că veți avea parte de o reușită, da? De prosperitate, de intrări de bani, de a rezolva situațiile, de abundență. Văd că veți avea parte de victorie și de triumf în ce vă doriți dumneavoastră. Norocul va fi de partea voastră în această săptămână, dragii mei tauri. Deci pentru voi în această săptămână va fi norocul de partea voastră. La drum, veți face drumuri. Și veți avea parte de reușite, dar, vi se spune să fiți atenți. Pentru că aici văd o imprudență, o lejeritate, poate din partea dumneavoastră sau din partea altei persoane, care poate duce la o instabilitate. Da? Văd anumite iluzii și această carte vrea să vă spun atenție, deschide ochii, atenție, ai grijă. În ce semneze, ai grijă în ceea ce faci sau ce hotărâre, alegeri vei face sau ceea ce vei semna dacă dorești să semnezi documente sau în drumurile tale ai grijă. Pentru că aici văd o
cum să zic eu, după acest noroc sau aceste situații, poate fi o lejeritate din partea dumneavoastră care poate duce la o dezamăgire, la o tristețe. Deci, atenție, da, aici această carte vrea să vă atenționeze. Și puteți avea o pierdere și acest lucru vă va duce amărăciune și veți avea anumite regrete după aia, că vi s-a făcut o injustiție. Aveți grijă la drumul să nu luați vreo amendă. Văd un duel între dumneavoastră și o altă persoană, o antipatie, o sfidă sau cuvinte aruncate fără atenție. Și aici văd că veți refuza pe cineva sau, nu știu, dar văd că vă veți simți jigniți sau chiar nedreptățiți. Poate apărea la sfârșitul săptămânii un duel între dumneavoastră și o anumită persoană. Haideți să vedem, să clarificăm fiecare card în parte. Ce cu aceste noutăți? Ce noutăți veți primi? Din partea unei femei, aici mi-arată și un grup de oameni sau din partea unor femei de la locul de muncă, colaborări, parteneriate, dar vi se spune să aveți grijă sau studiile dumneavoastră, poate doriți să studiați sau va trebui să studiați sau va trebui să rezolvați anumite situații și va trebui să vă informați, să citiți, să studiați, dar aveți, nu, cum să zic eu, nu puneți pe această femeie pe un piedestal, pentru că nu este o femeie. În timp vă veți da seama că nu este tocmai o femeie în care puteți avea încredere 100%, că de fapt, adică să nu puneți pe piedestal pentru a nu fi dezamăgiți, să spunem așa, da? Haideți să vedem cu această femeie brunețică. Mulțumesc. Această femeie brunețică vă va ajuta, da? Poate fi o soră, o prietenă, Zodia Gemeni, poate sunteți gem, poate mai aveți o soră geamănă, litera E, anul 1986, poate are un rol important. Văd că veți face activități cu această femeie sau vă va sări în ajutor, veți lua decizii cu această femeie, vă va sta alături, da? Vă va sta alături, vă va încuraja. Haideți să vedem ce cu aceste suspiri, această așteptare. Aici văd litera A și anul, cifra 54, 9 sau 1954, o înfrângere. Ceva nu este bătut în cuie, ceva nu este sigur. În ce privește un proiect sau o promisiune din partea cuiva, aici cineva nu este onest, cineva joacă murdar sau joacă. Și dumneavoastră deja aveți dubii, da? Și simțiți că această persoană poate schimba ideea sau poate schimba decizia, alegerile sau că se poate întoarce la 360 de grade. Și sunteți așa în dubii și ezitați, da? Și văd că așteptați ceva. Vă veți da seama, din păcate, că alegerile nu a fost tocmai potrivită. Da, și trebuie să vă protejați. Sau aveți anumite dubii în ce privește o colaborare, un parteneriat, activități cu alte persoane. Și ezitați, pentru că e ca și cum sufletul dumneavoastră sau inima dumneavoastră vă spune să nu faceți acel pas. Sau pur și simplu nu știți foarte bine ceea ce trebuie să faceți, ceea ce trebuie să alegeți. Sau nu vă încredeți 100% în alte persoane sau într-un proiect. Haideți să vedem norocul. V-am spus, plecați la drum și la drum văd că veți avea noroc, dar aveți grijă la amenzi. Ia uitați aici, oamenii care lucrează într-o instituție, în haină militară. Aveți grijă ceea ce v-am spus înainte. Pentru că puteți avea discuții, da? Puteți avea o părere de rău. Zodia Scorpion poate are un rol important. Vreau să zic că în ce privește norocul dumneavoastră,
Veți avea noroc, dar cineva nu se va ține de promisiune, din păcate. Da, așa că aveți grijă pe cine ajutați, cui oferiți bani, pentru că litera B, 7, 5, poate are un rol important. Văd că cineva pleacă la drum, dar poate fi cu noroc, da, acum, dar pe viitor nu știu dacă se va conclude acel proiect sau plan. Nu știu dacă se va duce la bun sfârșit și va fi cu reușită. Nu vreau să spun nici da, nici ba, știți, de aceea. Dar sau, în ce privește o pierdere, în ce privește o situație care o reluați, da? Care o refaceți, ați mai făcut în trecut, e posibil să aveți noroc și victorie, da? În ce privește acea situație din trecutul dumneavoastră. Lejeritate aici văd în ce privește relația de cuplu. Aici vi se spune să fiți prudenți, da? Pentru că această lejeritate și această... Văd că cineva se îndrăgostește sau se aruncă cu capul înainte într-o altă aventură, într-o altă relație. 46, 10 sau litera T, 5, poate are un rol important. Aveți grijă la persoana iubită, pentru că văd un risc în ce privește relația. Haideți să vedem ce e cu această dezamăgire. E posibil să o persoană să interfereze în relația dumneavoastră de cuplu? Da, o altă persoană. O dezamăgire, da, o pierdere. Cineva e posibil să vă fure ceva sau cineva vă va dezamăgi. Să nu aveți încredere și la persoanele sau la hoți, aveți grijă la hoți să nu vă fure ceva. Și văd o dezamăgire. Din nou a ieșit această carte. Da, o dezamăgire, o hoție, un furt, nu sunt, sunt persoane egoiste. Litera X, 10, poate are un rol important, dar se termină un ciclu. Dar cineva vă văd că vă va sustrage ceva sau vă veți simți nedreptățiți. Și cu acest duel aici îmi spune că veți avea boală pe cineva, da? Litera S, 65, 11, 2, 1, poate are un rol important. Văd că veți avea boală pe cineva și va trebui să căutați soluții sau va trebui să aveți grijă mai mult la sănătatea dumneavoastră pentru a nu avea probleme cu sănătatea. În ce privește banii, aici văd că veți cere ajutor cuiva. Sau poate o supărare din partea cuiva și veți rămâne un pic dezamăgiți. Haideți să vedem ce vă spune și oracolul dragonilor pentru zodia Taur. Ok, mulțumesc. Vi se spune să vă protejați și să luptați pentru ce este important. Să vă protejați inima, pentru că aici văd că inima, foarte multă dezamăgire sau suferință. E nevoie să vă iertați sau să iertați pe altcineva, să iertați pe alții. Cifra 47, 54, 86, 38, 26, 8, poate are un rol important. Protejați cei al vostru, protejați ce ați construit, protejați-vă familia, persoana iubită, copiii, propria noastră persoană. Căutați ceea ce este important pentru voi. Dați importanță doar ceea ce este important pentru voi. Dragii mei, sper că am putut să vă ajut. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și eu vă aștept data viitoare. V-am pupat, sănătate, la revedere!